putea mă lăuda decât în crucea Domnului. Iată, semn din cer se arată împăratului Constantin și îi spune, într-acest semn vei birui. Coincidență spirituală sau dogmatică de formule prin care se preamărește semnul Sfintei Cruci și se arată puterea semnului Fiului Omului care va fi semn de biruință de la facerea, deci încă de la facerea lumii, și știți simbolurile crucii în Vechiul Testament, și până la sfârșitul lumii, știind semnele Apocalipsei, când pe norii cerului va veni Mântuitorul Iisus Hristos și semnul Fiul Omului se va arăta de la răsărit la apus, la miază zi, la miază noapte. Sfinții împărați, Constantin și Elena, mama sa Elena, deci nu soția, cum credeau alții, sunt primii împărați creștini după o perioadă de 300 de ani de păgânism. După cei 6 împărați păgâni, în jurul anului 295 spre 296 sau 97 intră la tron primul împărat Constantin, fiul lui Constantin Clor, împărat în Galia, care prin insuflare dumnezeiască și prin lucrare de la Duhul Sfânt dă libertatea creștinismului prin acel puternic edict de la Milan, sau cel mai autentic, cel mai istoric act de libertate a creștinilor din toate vremurile, începând de la secolul al III-lea, deci începutul secolului IV, pentru că este cam la 313 acest act scris, și până în zilele noastre. Ce trebuie să știm despre acest lucru? Să nu intrăm într-un subiect fără să nu-i cunoaștem laturile celelalte. În primul rând, ce se întâmpla în această vreme când împărații păgâni domneau peste pământurile popoarelor și creștine și păgâne? Ei torturau pe creștini, astfel s-au umplut timp de 300 de ani toate martirologiile din Roma, din Italia și din Ierusalim, s-au umplut de numele creștinilor pe care noi îi citim în viețile Sfinților și pe care dumneavoastră le cumpărați de la magazine și vă desfătați sufletește cu ele, văzând viața, pătimirea și pomenirea acestor sfinți care ne împodobesc calendarul creștin, dar în același timp cu sufletul lor, frumos ca florile de crin, împodobesc grădina Raiului. Metodele de tortură erau destul de bine rânduite și destul de bine gândite și începeau în anumite puncte, întâi sociale, apoi morale, apoi psihologice și apoi torturi direct asupra persoanei. Întâi era scoaterea din funcțiile de stat, așa cum știți prea bine că și în vremea mai de demult, nu cu puțin în urmă, se spunea, zice, nu ai carnet de membru de partid, nu poți să deții funcție în instituție înaltă, sau nu poți să deții o funcție administrativă sau o funcție economică, sau nu poți să deții o funcție cu gestiune. Ei, întâi, după acest lucru, după ce erau înlăturați, indiferent pregătiți sau nepregătiți, deci dacă erau creștini, întâi erau înlăturați la o parte, apoi se făceau presiuni asupra locurilor de muncă cele mai joase, adică li se lua dreptul și de a munci măcar în Imperiul Roman, iar după ce li se lua dreptul de a munci în Imperiul Roman, li se luau privilegiile sociale. Ce însemna privilegiul social? Un om are și o ogradă, și o fântână, și o găină, și o pasăre, și un cal, și o mașină, deci nu se vorbea în vremea aceea de dacie, dar oricum, deci în jurul casei omul agonisește câte ceva, li se ridicau aceste privilegii, dreptul de a avea. Iar după ce îi lăsa aproape muritor de foame, după aceea începea tortura morală și psihică, începeau să-i închidă în închisoare, să-i bată, să-i forțeze, să-i constrângă să se lepede de credința creștină. Și astfel s-au născut din sângele martirilor sămânța creștinilor. Deci întâi ușor, ușor, câte unul, apoi cu zecile de mii, apoi cu sutele și apoi cu cârdurile. Și cine a citit Fabiola și alte vieți de sfinți, ați văzut numai în Roma cele 7 kilometri de catacombă din Calea Antică, cum i se spune, sau a Sfântului Petru, sau catacomba Sfântului Tarsisu, sau catacomba Sfintei Cecilia, Și așa mai departe, deci kilometri întregi de biserică sub pământul de creștini își săvârșeau sfânta rugăciune și se cunoșteau doar prin simboluri și prin semne, știind că peștele era simbolul creștinismului și când doi creștini se întâlneau ca să poată să discute între ei și să fie siguri, își făceau acea parolă, să spunem, desenând peștele pe pământ sau făcând semnul peștelui sau un semn oarecare de cruce sau un X sau alte semne prin care se deosebeau de păgânii care îi căutau precum caută păsările, gângănile cu care să-și hrănească puii. Orice creștin era prins, era muncit, era schingiuit, era necăjit și osândit până dacă nu reușea în sfârșit să-l lepede de sufletul cel veșnic și de Dumnezeu cel veșnic, atunci îi tăia capul sau îl strungea cu unghii de fer sau îl dădea la mâncarea fiarilor și așa mai departe. Ei, aceste lucruri au durat în împărăția romană, deci în Imperiul Roman au durat 300 de ani și au început de la Nero și s-au terminat la împăratul Constantin, care împărat Constantin venind la tron, fiind cu o inspirație oarecum creștină și rugându-se în taină la Dumnezeu creștinilor, nefiind încă botezat, el a hotărât primul, prin puterea pe care o avea ca împărat, să declare libertatea creștinilor. Lupta n-a fost ușoară, ci a avut de înfruntat doi mari vrăjmași ai creștinismului, pe Maxențiu, care era stăpân în Roma, și pe Liciniu, cumnată-său. Pe Maxențiu, în două rânduri încercând să-l biruiască și nereușind să-l biruiască, a fost nevoit apoi printr-o descoperire dumnezească să nu se descurajeze, ci întrarmându-se și însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci pe steaguri, pe coifuri, pe arme și pe ostași, punându-i să poarte acest semn de biruință, l-a înnecat în apa Tibrului aproape de Roma și a nimicit oastea și a intrat stăpân și peste Imperiul de Apus, deci și-a mai adăugat Imperiului său roman încă o parte. Apoi, auzind în continuare de nenorocirile ce se întâmplau în împărăția lui Liciniu, a cucerit și Bizanția sau Constantinopolul de astăzi, unde și-a instalat și noua, să spunem, capitală, Constantinopolul sau Noua Romă, dar a făcut-o și cu scop strategic și cu scop religios. A făcut-o cu scop religios, fiindcă era în inima viitorului Bizanț, deci era în inima viitorului Imperiu Bizantin, și în același timp era ferit de uneltirile, era ferit de iscodirile, era ferit de, să spunem, acele intrigi care se puneau între generali și între mai mari romanilor, care ar fi fost cu posibilă gândire în mintea noastră că ei căutau prilej ca să-l vândă sau să-l mazilească sau să-l dea la o parte de pe tron, dar simțindu-se mai în inima creștinilor și întărit de darul lui Dumnezeu, împăratul Constantin s-a simțit mult mai apărat în Constantinopolul de astăzi sau orașul lui Constantin decât în Roma de apus a păgânilor romani. Efectul acestei schimbări s-a simțit pe mai târziu, pentru că începând imediat după moartea împăratului Constantin, nefiind niște urmași la tron prea serioși, au început dezbinările și cine a citit istoria universală a Bisericii a văzut și a putut constata că dezmembrările în Imperiul Roman au început încă de pe la anul 400 și începând cu anul 600 până la 800 a început frământăturile schismei, deci ale Imperiului, când Apusul și Răsăritul se luptau între ele, între ce? Între dogmă, tradiție și patristică, între fundament, între formă și fond. Deci ce făceau? Cei de Apus, deși o parte din ei s-au încreștinat, mai mult de forță sau de voie, sub îndrumarea împăratului Constantin, deci sub domnia împăratului Constantin, fiindcă nu stătea el să îi învețe să facă cruce și așa mai departe, ci doar prin ordinele pe care le dădea sau prin privilegiile pe care le acorda creștinilor, creștinismul se întindea ca pânza de păianjen. Deci unii au învățat să se roage de formă, au învățat să boteze de formă, dar fără un fond sufletesc prea serios. Și atunci, sigur, s-a făcut acea ruptură care a dat naștere până astăzi la Imperiul Catolic de Apus, care prin expansiune și prin putere s-a întins până acolo unde a reușit să-și întindă tentaculele, cu dogmele, cu învățăturile și cu părerile lui aparte despre istoria creștinismului universal venit din Iisus Hristos. Împăratul Constantin este mare prin trei lucruri. În primul rând, prin libertatea religioasă, sau ca să spunem, este primul care dă consimțământul libertății voinței de sine, nemai oprind religia să fie să fie forțat, adică să crezi în ce vrei. Deci cultul în Dumnezeu era liber și în acel Dumnezeu al cerului care a făcut cerul și pământul, nu în zei de piatră, de lemn, de aramă sau ce aveau vechii păgâni. Un alt lucru important care rămâne prin edictul de la Milan este și acesta. Spun doar câteva articole așa în mare pe care le găsiți în Eusebiu de Cezareea. Cel dintâi a dat înapoi toate averile confiscate celor care mai trăiau și erau creștini întemnițați în temnițe, în închisori, punând în libertate clerul episcopal și preoțesc care era sub această grea, să spunem, încarcerare prin ordinile împăraților păgâni, apoi a răsplătit cu daruri, cu danii, cu ctitorii și cu bani bisericile dărâmate și a poruncit să fie reconstituite, reparate, altele reîntregite din temelie. În același timp a, să spunem, împroprietărit, e spus incorect, ci a ajutat sau a subvenționat, într-un cuvânt mai modern, pe mamele martirilor, pe părinții martirilor, pe fiii rămași orfani sau pe cei care au pătimit și au murit și au lăsat în urma lor urmași. Și prin aceasta s-a făcut un împărat iubit de tot poporul. Dar în același timp, împăratul Constantin a dus și o politică diplomatică. Deci păgân fiind, creștin fiind cu sufletul, neavând fundamentul botezului, că le-a foarte târziu. Tradiția spune că s-ar fi botezat chiar aproape de patul de moarte, scrierile bisericești arată că ar fi fost botezat în jurul anului 325 de episcopul Evsevie, alții spun că ar fi participat chiar episcopul Silvestru, papa Romei, dar părerile sunt împărțite, istoria creștinilor fiind trecută cu vederea și neavând cine să se ocupe atunci îndeaproape de toate aceste detalii de amănunt. Și important rămâne că împăratul Constantin, sub puterea păgână pe care o avea, și acel puternic nume Pontificus Maximus, deci împărat peste întreg imperiu, el putea să țină în mână și putea să țină sub puterea lui acele oști păgâne care s-ar fi răzvrătit oricând împotriva lui. Când el și-ar fi luat un nume de creștin, ar fi pierdut aceste onorifice puteri date de legile romane și atunci ușor ar fi putut fi înlocuit de la tron și dat deoparte, adică mușamalizat, trecut pe dreapta. Nu rămâne numai cu atât. În timpul împăratului Constantin, împărăția creștină, ca să-i spunem, că de acum se vorbea de un imperiu cu bazele creștine serioase, iată, se fac mari tulburări între credința lui Are și credința adevărată în Iisus Hristos. Are, socotind că Fiul lui Dumnezeu este altceva decât Dumnezeu adevărat și un om cu supraputere, deci despărțind puterea ființială a Fiului de puterea Tatălui, deci făcându-i separat două persoane. Deci sunt trei ipostasuri, dar e o singură persoană. Asta e o chestiune de dogmă, vă doare stomacul. Trecem mai departe. Face un mare sinod, nu el, ci este participant și încurajator al acestui mare sinod, 325 la Niceea, și este și primul sinod creștin care s-a făcut a toată lumea, unde s-au adunat 318 părinți. Ce însemnau părinți? Episcopi și preoți și diaconi din acea vreme, cărturari și cunoscători ai dogmelor Sfintelor Scripturi, bazate pe cele trei temelii. În primul rând pe temelia apostolică, pe temelia, să spunem, evanghelică, fiindcă de acum deja era scris tot Noul Testament, începând cu Apocalipsa de la anul 100 sau 101, cu care s-a și încheiat Noul Testament, și fundamentele bazei creștine deja erau puse. Între acești trei, mari părinți au strălucit cei trei: Nicolae, arhiepiscopul Mirilor Lichei, pe atunci arhiereu, Spiridon al Trimitundei, de care vă spun eu permanent să-i faceți acatistul, că este ajutător și luminător la școală și în diferite probleme, Sfântul Nicolae cel cu probleme de familie, de căsătorie, de sărăcie și de toate celelalte care le mai întâmpinăm noi, că el este un creștin. El este în primul rând Sfântul Nicolae nu e numai și un sfânt, este un creștin autentic al zilelor noastre, el trăiește printre noi în orice moment. Și Atanasie al Alexandriei, pe vremea aceea mi se pare diacon. Ei, acești trei sfinți părinți, mari părinți, au fost cei care au dat puterea încurajatoare acestui sinod, nu numai prin faptul că au știut să vorbească retoricește sau au știut să învețe și să susțină dogmele, ci prin însuși puterea lor duhovnicească. Minunile sunt cele care întăresc întotdeauna mai bine adevărul și fără ca să trecem prea mult în ele, fiindcă le știți și le cunoașteți, deci Sfântul Nicolae este primul care îndrăznește lui Are să-i tragă două palme și să-l întrebe dacă sunt la fel, deci ca să-i arate că sunt date de aceeași persoană și cu aceeași intensitate de credință, este băgat în temniță de către împăratul Constantin, iar noaptea Maica Domnului vine și îi aduce omoforul, iar Mântuitorul Hristos îi dă Evanghelia. Este eliberat pentru această minune adevărată, fiindcă s-a, cum se spune, s-a pus din tot sufletul pentru iubirea Dumnezeului celui adevărat și, cum spune acolo la carte, să ai râvna cea bună și să te mâni pentru Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu, făcând păcate. Iar Sfântul Spiridon, cel care pe vremea aia era oier și în același timp probabil mai făcea și chirpici la Trimitunda, a luat și o cărămidă și le-a demonstrat treimea prin focul, pământul și apa ce alcătuiesc acele cărămizi prin care noi ne construim casele, dar în același timp fiecare om fiind o cărămidă la temelia bisericii. El a fost cărămida cea mai de temelie pe care a stat toată greutatea bisericii din acea vreme. Necunoscător de dogme, neștiutor de carte, nefilozof în limbi străine, nici poliglot, nici învățat, nici filozof, ci le-a spus așa: Dumnezeu biruiește acolo unde este adevărul și mută să fie buza ce vorbește împotriva neadevărului. Și în acea clipă, acel ritor filozof al lui Are, ce cunoștea Scripturile, însoțit de acel drac arhicon ce stăpânea sufletul lui și teolog, n-a făcut altceva decât să muțească. Și atunci, sigur că și împăratul Constantin a fost cel care s-a întărit cu adevărat în credința creștină, dar mama sa, Elena, care stătea încă într-o oarecare îndoială, a pornit automat o campanie mult mai intensă împotriva păgânilor și o adevărată campanie în favoarea creștinilor. Își ia bani, își ia daruri, ia pe un episcop oarecare Macarie și pleacă la Ierusalim să descopere lemnul Sfintei Cruci. Și știm de la 14 septembrie, când e înălțarea în toată lumea Sfintei Cruci, cum împărăteasa Elena, descoperind prin acel episcop Chiriac și prin sfătuirile celor din împrejurime groapa unde au fost aruncate crucile, semnul de pe cer din nou care se arată cu stele, în acest fel vei birui. Deci iarăși se arată și atunci o cruce de stele deasupra unde erau ascunse crucile de la răstignirea Mântuitorului, găsindu-le pe toate trei și neștiind care este cea adevărată, mergând pe calea unui mort pe care a atins-o, aia era crucea purtătoare de viață. Vine cu această cruce în Constantinopol, în același timp se preocupă de încreștinarea, ca să spunem, nu numai spirituală, ci și materială a Ierusalimului, zidind Biserica Sfintei Învieri, apoi în Constantinopol Biserica Sfinților Apostoli și multe alte ctitorii faimoase și frumoase care dăinuiesc cu mici modificări și până astăzi, care au fost, să spunem, ajutate și subvenționate de împărăteasa Elena și de împăratul Constantin, primii întocmai cu apostolii împărați ai creștinilor. Ea moare, se spune că în vârstă de vreo 80 de ani, deci și-a trăit o viață destul de frumoasă și de creștină. Împăratul Constantin în cele din urmă se botează, rămâne definitiv la Constantinopol, iar la oarecare, după 42 de ani de domnie, deci se duce la cele veșnice și își permite împăratul Constantin până în acel timp acele acte de caritate făcute în favoarea creștinilor să rămână vrednice și veșnice, pentru că după împăratul Constantin, chiar dacă au mai început prigoane, chiar dacă au mai fost martiri, chiar dacă au mai fost mucenici, biserica și-a luat avânt și n-a mai putut fi oprită. Au urmat celelalte sinoade, din nou, ecumenice, au urmat celelalte întăriri ale creștinilor, prin care biserica a dăinuit până astăzi. Un alt lucru care trebuie să știți, împăratul Constantin n-a fost un sfânt care a stat cu psaltirea în mână sau cu camilafca în cap sau cu mantia pe el și a făcut pocăință. A tăiat cu sabia, a pedepsit pe cei nedrepți, a dat libertate creștinilor, a ajutat pe cei săraci, a miluit pe cei orfani, a liberat pe cei închiși pe nedrept, dar în același timp a fost și un bun cunoscător al problemelor imperiului. Se spune în istoriile noastre sociale, deci în imperiile, deci în istoriile noastre sociale, se vorbește, știindu-se întreaga dinastia romanilor, fiind al 32-lea împărat de la August, se știe că a fost cea mai slabă epocă din istoria bisericii privind arta militară. Deci el n-a mai dus război cu sabia, a lăsat sulița și sabia deoparte și a trecut la războiul spiritual, adică războiul împotriva dracilor, dus cu arma crucii. De aceea, de-a lungul istoriei pe care le-am citit până la Revoluție și tot ce am citit despre împăratul Constantin, ați văzut, el a fost socotit ca un împărat cam mai lejer, un împărat mai comod, fără o artă militară a lui al de Alexandru Macedon sau cei care au urmat lui. Deci el s-a mulțumit doar cu zidirea de biserici, cu libertatea creștinilor, cu rugăciunea, s-a mulțumit cu problemele bisericești pe care le-a susținut, precum și sinodul de la Niceea și toate celelalte, și s-a mulțumit să moară ca un împărat creștin, cum mai târziu urmează și Iustinian, din Constantinopol și mulți alții care și-au făcut cu adevărat datoria de creștini, în primul rând de împărați creștini, lăsând în urmă o frumoasă artă a tradiției bisericești prin ce lucru? Toți împărații creștini de la împăratul Constantin și până la terminarea domniei mușatinilor din țara noastră, pentru că aici vreau să ating, să vedeți, pentru că nu numai în Imperiul Roman s-a întâmplat aceste lucruri, au trecut domnitorii la construirea bisericilor, la rectitorirea lor, la refacerea lor, la reajutorarea lor și înzestrarea cu danii, cu odoare, cu obiecte scumpe. Deci a rămas o artă în împărăția creștină ca un împărat să fie faimos, drept, bun și cuceritor în fața lui Dumnezeu, nu numai prin armă și prin sabie, ci și prin acel război duhovnicesc, prin înzestrarea și, să spunem, înfrumusețarea locașurilor sfinte. Și lăsând pe împăratul Constantin, care este împăratul creștinilor universali, trecem la împăratul Constantin de rit român, Brâncoveanu, deci cel care este martir atunci când este tăiat de turci împreună cu fiii și cu jupânul Ianachi, care l-avea mare sfetnic la curte. Avem pe Mihai Viteazul, avem pe Mircea cel Bătrân, avem pe Ștefan cel Mare, care mulți se împiedică de el și nu-l cred sfânt, fiindcă avea mulți copii, e adevărat, nu ducea femeile la avort la clinică, ci le lăsa să nască copii pentru aste, dar în același timp, pe lângă faptul că mai făcea copii, mai făcea și biserici. A făcut vreo 53 de toate, cu rectitorire, cu refacere din temelie, cu împodobire, cu danii și cu înzestrări, dar a lăsat în urmă arta medievală, culturală, creștină, cea mai puternică și a lăsat în același timp în urmă o urmă adâncă de creștinism care nu s-a șters nici până în zilele noastre. Poți să fii cel mai împetrit om la inimă și atunci când te închini în fața mormântului de la Putna, acea marmură rece sub care clipește candela, vorbește și spune că istoria are rădăcini și viață. Deci vorbește că Ștefan este viu și alături de împăratul Constantin, alături de Constantin Brâncoveanu, de Mircea cel Bătrân, de toți mușatinii timp de 152 de ani și 132 de ani, alături de dinastia Basarabilor, pentru că și Basarabii în țara românească și-au făcut o adevărată datorie de creștini, n-au făcut altceva decât să ducă pe mai departe ștafeta culturii creștine în toate domeniile, caligrafie și scris, artă, pictură, sculptură și tot ce înseamnă arta frumosului, dar în același timp și arta războiului. Deci arta războiului împotriva păgânătății. Mănăstirile, cum spunea și una din poezii, lasă seama sfinților în seama părinților, deci au trecut bisericile sub patronajul călugărilor, sub patronajul creștinilor, sub patronajul mamelor de domn, pentru că ați văzut și mama lui Mihai Viteazu și mama lui Ștefan cel Mare au fost monahii, deci au trecut și au intrat în rândul cinului monahicesc, mergând înainte rugătoare pentru fiii lor și pentru neam și pentru țară. Deci, în primul rând, când vorbim de creștinism, vorbim de întreaga suflare creștină de pe fața pământului, iar când vorbim de românismul creștin, nu vorbim de altceva decât despre istoria creștinilor și a românilor care au trăit pe aceste meleaguri și astăzi sunt și prin lumea întreagă și nu la întâmplare, pentru că românii pe unde se duc rămân tot creștini, chiar dacă unii fac de râs. Dar un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte este și acesta. Din această învățătură acestor doi împărați se desprinde din nou o învățătură de fier care vine să ne stoarcă sufletul de lenea care e în noi. Una, familia creștină care este modelul de formare a întregului nucleu creștin din societate, Pentru că dacă și împăratul Constantin ar fi fost crescut dintr-o mamă care sta toată ziua să se machieze sau să se vopsească sau să vadă dacă e frumoasă schimbând garderobele, nu mai ieșea un împărat Constantin, ci ieșea un terchea-berchea, un metalist sau un discotecar sau un ioghin sau un razestezist care își pierde vremea căutând avioane. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că a slăbit atât de mult credința și cultura, a scăzut atât de mult puterea de discernere și de înțelegere a lucrurilor adevărate, încât ne confruntăm la ora actuală chiar cu mame de domnitori necredincioși și chiar cu domnitori necredincioși și lipsiți, ca să spunem mai departe, așa, într-un termen mai scurt, chiar de un interes aparte față de Dumnezeu sau măcar față de biserică. Nu biserica în sine, ci respectul. Deci respectul față de puterea divină a lui Dumnezeu, care face totul din nimic și aduce totul la ființă. Un lucru, iarăși, care iese din învățătura de astăzi, mai este și acesta. Fidelitatea, deci fidelitatea față de Dumnezeu. Și când vorbesc de fidelitatea față de Dumnezeu, din nou ne izbim de același lucru. Formalism, formalism, formalism. Ne închinăm, ne rugăm, postim, mergem la biserică, suntem evlavioși, dacă nu-i vorba de o faptă bună, iar ne dărâmăm. Da, lasă-l să tragă, da, lasă-l să rab, da, ce să-l ajut eu, da, ce să-l iert eu, da, ce să fac eu bine. Deci din nou ne izbim de aceleași principii. Deci omul rămâne cu un fond slab. Are o formă pe care o administrează, are o formă pe care caută să o păstreze, dar fondul rămâne nesănătos. Deci când ești creștin, ești și la masă, și la servici, și în autobuz, și în casă, și în biserică, și pe stradă, și la birou, și la sapă, și la herghelie, și la grajd, oriunde ești creștin. Nu în jurătura, nu vorba murdară, și dacă vreți să spunem, dacă în vremea veche pe creștinii îi caracteriza curajul, sau în primul rând îi caracteriza fidelitatea față de Dumnezeu și de biserică, astăzi cred că îi încurajează mai mult zavistia, ura, viclenia. De ce? Nu vezi doi oameni unul lângă altul să se împace, nu vezi doi oameni unul lângă altul să nu se urască, să nu se scârbească, să nu se vorbească, să nu se bârfească, să nu se judece, să nu se clevetească, să nu se sape unul pe celălalt. Ei, aceste orbăcării care domină în creștinism și care sunt trecute și alimentate de sufletul nostru, dar trecute cu vederea și de cler și de popor, nu fac altceva decât să samene o travă în popor prin ce? Prin sfintele taine date cu nevrednicie. De ce spun lucrul ăsta? Ca să vedeți unde duce eroismul lui Constantin cel Mare. Atunci când avea gardă, la curte, a spus să adune toți ostașii din armată și a zis așa: cine sunt cei care sunt creștini? Și creștinii s-au separat, au ridicat mâna și s-au dat deoparte. Și acum cei păgâni credeau că împăratul va lua oarecare hotărâre. Spun tradițiile că tocmai din aceea și-a făcut garda personală. Și a spus, dacă ăștia nu se tem față de oameni să se lepede de Dumnezeul lor, cu atât mai mult, zice, pe care nu-l văd, cu atât mai mult vor fi fideli împăratului pe care îl văd. Și atunci și-a făcut o gardă numai din soldați creștini. O altă istorioară spune că atunci când pe vremea împăratul s-ar fi îmbolnăvit de oarecare lepră sau un fel de boală care îi cuprinsese tot trupul și nu se mai vindeca, un vraci din ăsta păgâne a adus un leac care suna cam așa: să tai, zice, 100 de prunci mici și să te scalzi în sângele lor și să streacă. Și se spune că s-a adunat în pretorul de la Roma din porunca împăratului, dar tot pentru o pildă, pentru că nu voia nici de cum să facă acest lucru. S-au adunat acei prunci mici și toate mamele cu prunci la sân țipau, urlau, plângeau ca orice mamă care își vede pruncul dumicat bucăți. Și în acea clipă împăratul a zis: mai bine să mor sau va găsi Dumnezeu o întâmplare sau un fel prin care mă va vindeca, dar lucrul ăsta nu pot să-l fac, lăsați-le libere. Deci a lăsat un îndemn față de mamele care se duc și stau coadă la avort și nu le este frică când din ele se trage viața cu cleștele și se aruncă la gunoi și mai spune așa candid, zice: doar n-am făcut o crimă. De două ori crimă. Una, că nu vede botezul și nu intră în Împărăția lui Dumnezeu, și a doilea, că-l omori. Înfrânează-te dacă nu poți sau caută să fii în așa fel să n-ajungi până la asemenea lucru și urgie. Deci gândiți-vă că împăratul Constantin a cruțat 100 de copii, iar legile de astăzi, păgân fiind, iar legile de astăzi omoară câte 1.000.000 și ceva de avorturi numai pe an, de suflete care nu mai văd lumina lui Dumnezeu. Deci faceți diferența între creștinismul de atunci și creștinismul totalitar de acum. Deci vedeți cam cât facem noi astăzi pentru creștinism și ce făceau păgânii la intrarea în creștinism. Deci o mică combinație. Un alt lucru care s-a întâmplat, se spune că pe vremea când împăratul s-ar fi botezat, a avut șovedenie între cei doi sfinți apostoli Petru și Pavel, care i-a descoperit cine îl va vindeca și se pare că însuși Sfântul Spiridon a fost cel care i-a insuflat împăratului ideea cu botezul și i-a spus că trebuie să se boteze. Am citit în Viețile Sfinților, deci este tradiție patristică, nu știu argumentul istoric cât este de adevărat, fiindcă nu s-au ocupat istoricii cu minuni, dar se spune că atunci când împăratul a intrat în apa botezului să se boteze și s-a rostit formula botezului, se botează robul lui Dumnezeu de către episcop, o rază de lumină a căzut în apă și lepra a căzut toată și împăratul a rămas sănătos. Deci iată minuni autentice care ne arată că Dumnezeu rămâne tare, bun, drept și iubitor, deci și nu umblă cu vicleșuguri sau cu dedesubturi sau cu fățărnicii sau cu nedreptăți. Deci pilda împăraților creștini, începând de la anul 300, începând cu împăratul Constantin, și până la cel din urmă, să spunem, creștin, care ar fi fost Vasile Lupu, despre el se spune că a mai fost împărat creștin, deci care a făcut într-adevăr ceva pentru această țară, ne dorim și în continuare și ne rugăm și la casele noastre să ne mai dăruiască Dumnezeu împărați creștini, care să sprijine creștinismul, nu numai bisericesc, că nu poate să sprijine creștinismul bisericesc, ci creștinismul social. Adică să poată să ne dea Dumnezeu prin rugăciune și nu prin vot, ceea ce mai puțin contează, un împărat care să facă legile de așa natură ca omul să poată să-și îndeplinească faptele de creștin. Omul să aibă de așa natură lucru ca să poată să înțeleagă ce înseamnă rugăciunea, să poată să înțeleagă ce înseamnă sufletul, să poată să înțeleagă cum poate să se achite de datoria sufletească și trupească și socială în același timp și să ne ferească Dumnezeu de acei păgâni care ar purta piei de oaie, iar pe dedesubt ar duce la dărâmarea creștinismului, ceea ce se observă foarte subtil și frumos și în zilele noastre. Toți fac cruce, toți vorbesc de Dumnezeu, dar Apostolul Pavel, care a discerne cel mai adânc duhurile, ne-a spus, fraților, cu luarea minte să fiți că dracu să face și în înger de lumină. Deci ei toți fac cruce, toți se închină, toți se roagă, dar nu să știe cui și cum se roagă. Avapamvul Apateric spunea, zice, rugăciunea lui Iisus sau hrana cea tare trecută a fost deoparte, că era o vreme când. Ce făceau creștinii, zice? Se nevoiau cu rugăciunea lui Iisus și se mântuiau cu miile. Zice, astăzi credința a slăbit, oamenii s-au dedat la rele și zice, au început să scurteze această rugăciune până când în final omul zice, mântuiește-mă, dar nu știe cui să mai roagă și cine să-l mântuiască. Cam așa suntem noi astăzi. Bălângănim între două idei. Când suntem mustrați un pic, ne supărăm, batem stânga. Când suntem lăsați de voie sau suntem scărpinați ușor în cornițe și lăudați, iarăși mai ținem un pic dreapta, ne supărăm când se spune să fim morali, ne supărăm când ni se spune să fim decenți, ne supărăm când ni se spune să iertăm, ne supărăm când ni se spune, și discutam lucrul acesta și chiar cu un judecător, și mi-a spus, zice, părinte, e nevoie de justiție, e adevărat că e nevoie de justiție, pentru că nu-i destul de just Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar trece peste arma bunăvoirii și i-ar da omului la fiecare greșeală câte o vargă, să o sufere pe loc, n-ar mai fi nevoie de justiția pământească. Dar faptul că Dumnezeu îi lasă pe oameni să greșească, să vadă ce înseamnă că cine n-adună cu el risipește, atunci câștigă justiția. Și în felul acesta n-am făcut altceva decât, cum spunea în rugăciunea de la ploaie, n-ați fost atenți. Noi ne mâncăm, noi nu ne suportăm, noi nu ne răbdăm, unii pe alții ne învrăjbim, unii pe alții ne urâm, unii pe alții ne dușmănim. Și de fapt ce facem? Nimic nu folosim. Deci iată unde ajungem dacă nu suntem atenți. Trebuie să fim în așa fel să demonstrăm și cu faptele că suntem creștini. Și v-am mai spus, nu cere biserica mare eroism, nu cere mare jertfă. Cel dintâi abecedar al creștinismului este asta, în primul rând. Liniștea în familie, pentru că este de datorie, că atunci când te căsătorești să ai liniște în familie, ca din familie să iasă copii buni. După aceea, este urmarea la biserică. Nu o să poți în fiecare duminică, dar la 2-3 duminici poți să vii odată. Nu o să poți să postești de tot, dar poți să mănânci mâncare de post. Nu o să poți să te rogi ore întregi, dar poți să te rogi un sfert de oră sau o oră. Nu o să poți să dai milostenie, dar o să poți măcar să sfătuiești pe cineva de bine. Nu o să ai bani să faci nu știu ce ctitorie, dar o să ai putere să nu încurajezi rău. Și atunci sigur că Dumnezeu va ține cont, cum spunea cineva, El ține cont și de la cel mai mic fapt, că ai intenția cea bună, și până la cel mai mare fapt împlinit cu fapta. Dar în același timp ține cont că în inima noastră presoară cuvinte muiate cu un de lemn, iar inima e săgeată. Te iert, dar nu te uit, te iert, dar te țin minte, te iert, dar am să-ți arăt cine sunt, te-am lăsat în pace, nu mai am nimic cu tine, dar nu-ți dau asta sau nu te iert de asta, sau cum spunea odată cineva, zice, m-a iertat, dar nu-mi dă bună ziua pe stradă. Ei, dacă nu vă dați bună ziua, înseamnă că v-ați iertat puternic. Continuați să vă iertați în continuare. Deci același lucru. Creștinismul nu se zidește pe aceste baze. În primul rând, Mântuitorul a spus, creștinismul este iubire. Ca să vă cunoască lumea că sunteți ucenicii mei, iubiți-vă între voi. Și v-am mai spus, e foarte greu să stai să explici, dar în biserică poți să spui că vine mai ușor. Dacă vrei să-l vezi pe un om cât e de credincios sau cât e de evlavios, nu trebuie să-l urmărești în biserică, afară în societate. Vezi-l cum se comportă pe drum, vezi-l cum se comportă în autobuz, vezi-l cum vorbește vecinului, vezi-l cum se poartă în familie, vezi-l cum se poartă la servici, vezi-l cum se îmbracă, vezi-l cum se... În toate îl cunoști. Pomul cunoști după mulțimea florilor, după mulțimea frunzelor și după mulțimea roadelor. Omul cunoști după mulțimea vorbilor și după mulțimea faptelor. Deci asta este măsura de a cunoaște omul. Pe cel care îl vezi veșnic chior de beat și de băutură și de țigară, ăla nu va fi un om credincios, chiar dacă el spune și eu în sinea mea cred. În sinea ta te duci în iad. Pentru că sinele tău alimentat nu e altceva decât iubire de sine, iar iubirea de sine vine din mândrie, mândria vine din neascultare, neascultarea face păcat și păcatul o duce moarte. Deci nu-i mare filozofie. Dacă vrei să vezi un om creștin, îl vei vedea întotdeauna cum îți răspunde la bună ziua. Îl vei vedea întotdeauna cum se poartă cu vecinul lui. Îl vei vedea întotdeauna cât poate ierta. Îl vei vedea, și aici iarăși fac o paralelă care trebuie să o știți. Nu pentru faptul că sunt creștin trebuie să-ți admit să te sui în capul meu, deci ne respectăm reciproc. Eu că sunt creștin te iert și te înțeleg, dar tu că ești creștin mă iert și mă înțelegi. Deci nu de acum prin faptul că umbli la biserică, vecinul trebuie să le treacă toate ale tale în patrimoniul lui, să strice, să farme, să dărâme, să năruie și să... Dar nu ești creștin, de ce te superi? Te superi de neadevăr, pentru că și porunca spune să nu răvnești bunul altuia cu vicleșug. Ăsta un vicleșug se cheamă când tu sapi pe vecinul tău ca să-i faci rău pe baza că e creștin și nu trebuie să zică nimic. Iar pe cel care vrei să-l vezi cât e de profund sufletește, îl vezi când? Îl vezi atunci când își poartă grija de casa lui, îl vezi când își poartă grija de copiii lui, de bucata lui de pământ, de livada lui și trăiește din munca corectă pe care i-o dă Dumnezeu. Iar cel care caută numai să facă rău, care caută numai să se judece. Sunt oameni care au îmbătrânit, venind în biserică și umblând în tribunal. Ei, nu știu cum v-a socotit Dumnezeu lucrul ăsta. Mereu am întrebat și mereu am amintit lucrul ăsta. Ați terminat, mai aveți, v-ați liniștit, v-ați lăsat, v-ați mulțumit, v-ați împăcat? Părinte, nu se poate, zice, orice ar fi, zice, dacă cât negru sub unghie mie îmi vine, nici aia nu las. Nu lăsați, sunte tare. Deci nu poți să-l forțezi pe om să fie bun, nu poți să-l forțezi să-și smoaie inima, nu poți să-l forțezi să fie drept sau să fie blând sau să fie milostiv. Asta este o calitate de la Dumnezeu care se dobândește prin dreptate, prin virtutea teologică a credinței în primul rând, prin virtutea teologică a dragostei în primul rând și prin virtutea nădejdii. Deci trebuie să ai o nădejde că Dumnezeu e cu tine ca să poți să ai în primul rând credință și să ai dragoste de El. Pentru că ce se întâmplă? Mântuitorul Hristos a spus, de n-aș fi vorbit, păcat n-ar avea, de n-aș fi făcut minuni pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n-ar avea. Deci noi n-avem motiv să spunem în ziua judecății că, păi m-am răzbunat pe el, că știi, așa am vrut eu, că tu n-ai făcut dreptate. E, o să-i faci tu, să faci dreptate ție și Dumnezeu îi face lui și ți-o ia ție. Deci noi trebuie să avem acea convingere, spun încă o dată, că atunci când ai deschis psaltirea și ai citit un psalm, sau când ai deschis acatisteriul și ai citit un acatist, Sau când ai ajuns în fața preotului sau a episcopului și ai plătit un pomelnic, sau ți-a făcut o rugăciune, sau ți-a făcut o dezlegare, aia sfântă este. De ce sfântă? Prin faptul că credința ta e curată și lucrul ăla se împlinește. Nu cum veniți voi și spuneți, vai părinte, v-ați rugat și mi s-a îndeplinit, nu știu. Te-ai rugat tu și ți s-a îndeplinit, eu n-am avut grija ta, eu am treaba mea. Tu te-ai rugat și ți s-a îndeplinit, dar de ce s-a îndeplinit? Fiindcă rugăciunea bisericii s-a unit cu rugăciunea ta. Dar dacă tu dădeai pomelnicul și acasă te duceai și stăteai cu telecablu în mână, nu rezolvai nimic. Deci faptul că te-ai plecat la rugăciune și ți-ai smerit cugetul și sinele și inima și mintea și te-ai văzut mic în fața lui Dumnezeu și ai început să te rogi, în acea clipă Dumnezeu ți-a și dat pocăința și ți-a și dat ceea ce ai cerut. Dar asta înseamnă jertfă. Asta înseamnă, era odată așa ca o glumă de caracterizare, vorbeau două bătrânele din astea prin fața bisericii. Zice, ai dat pomelnic, zice că s-a stricat cu tare, nu știu ce-i făcuse. E, dar ce mă lasă în nădejdea pomelnicului? Zice, dacă îi mai găsesc o dată vaca, zice, că o preponește la mine, iar bat furca în ea, zice, și-l las eu fără dânsa, ci până eu ia Dumnezeu. Deci, ce frumos să îmbina arta rugăciunii cu arta răzbunării. Deci a făcut ea pomelnic într-un fel, dar când l-a făcut, că mai zic oamenii în sinea lui, pentru că eu nu-l fac pentru rău, zice, eu nu vreau să se întâmple nimic, dar în sinea lui știi ce zice, las că acum sigur îi se întâmplă. Dumnezeu râde de lucrul ăsta, dar zice, dacă nu se întâmplă, am eu grijă să se întâmple. Nu așa, mă frate, răzbunarea este arma nepregătitului, ca să nu-i spunem altfel. Deci, nu tu te răzbuni, Dumnezeu a spus, a mea e răzbunarea. Și atunci când se răzbună Dumnezeu, ați văzut, citiți toate viețile sfinților. Unul a vrut să tragă cu arcul în Maica Domnului, s-a întors săgeata în el. Unul a vrut să tragă cu arcul în icoana Sfântului Gheorghe, i-a înțepenit mâna. Altul a vrut să omoare un saracin, odată un rugător, un creștin ce se ruga. A mărmurit, a paralizat. Altul altă dată a vrut să intre cu dobitoacele în biserică. Au murit dobitoacele. Altul altă dată a vrut să tragă cu arcul în preotul care slujea. S-a întors săgeata împotriva lui și l-a rănit. Deci pline viețile sfinților și presărate de dreptăți al Dumnezeu, dar cui? Bun este Dumnezeu, Psalmul 72, cu cei drepți la inimă. Sau cât este de bun Dumnezeu celor drepți la inimă. Dacă tu ești drept și bun cu inima, Dumnezeu te salvează. Păi împăratul Constantin avea un sfert din oaste pe care o avea Maxențiu. Și s-a dus, dar s-a dus că a fost puterea crucii și așa cum Arhanghelul Mihail a străjuit poporul în pustie, l-a trecut prin Marea Roșie, l-a purtat 40 de ani în pustia Sinailui, exact așa a umblat Arhanghelul Mihail cu sabia și a spulberat toate nenorocirile care vrea să le facă Maxențiu asupra creștinilor. Nu altă minune mai frumoasă decât asta, din nou, din viețile Sfinților. Vi le spicuiesc așa în mare să vă fac curios să le citiți. Vine Valens, în vremea, da, Iulian Apostatul vine la Sfântul Vasile cel Mare și îi spune, zice, când mă întorc, zice, din război cu perșii, zice, pentru că l-a întâmpinat cu pâine și orz, că el i-a adus episcopului fân. Și episcopul zice, pe de vreme ce mănânci, aia ne-ai adus, deci l-a făcut animal, cum se spune. Și atunci, sigur, zice, când mă întorc, zice, te voi trece biserica prin sate. Și ce a făcut Sfântul Vasile? A intrat la rugăciune în biserică cu poporul, a ieșit Sfântul Mercurie din icoană, a plecat pe câmpul de luptă, l-a săgetat, iar în clipa răutății lui și a morții lui, nici atunci nu s-a pocăit, că mai învins Galilene, crezând că e Mântuitorul Hristos. Și în acea clipă Sfântul s-a întors înapoi în Biserica Capadociei cu sulița plină de sânge. Ei, până la minuni de astea mai este. Dacă să ajunge la minuni de astea, trebuie întâi noi să fim minunați, fiindcă minune la minune trage. Dacă noi suntem neminunați, întunecați și răi și duri și aspri și răutăcioși și răzbunători, păi treci uneori așa printre oameni pe drum, ziua mare, pe stradă, în oraș, oriunde. Tot numai firi posomărâte, numai firi năcrite, numai firi supărate, numai firi posace. Ei, Dumnezeu nu iubește așa ceva. Indiferent cât de greu ar fi, trebuie să fii un om deschis și vesel. Ce ai tu ca să porți ură sau dușmănie? Ce ai tu ca să nu fii creștin adevărat? Și apoi te superi că Dumnezeu nu-ți răsplătește dreptățile. Deci Mântuitorul a spus, ce voi da, sau însuși David spune în Psalmi, ce voi da Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și iarăși se întoarce la Euharistie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci vrei să fii bun, drept și curat, tot spovedania-i temelia, tot rugăciunea-i temelia, tot Sfânta Împărtășanie-i temelia, tot biserica, tot răbdarea, tot dragostea, tot dreptatea și până la urmă tot Dumnezeu e Cel care vine și miluiește și mântuiește. Aci moare unul cu o grămadă de bani, ca câinele, și aci moare un sărac și pune satul mână de la mână și îl îngroapă ca pe un creștin. Deci poartă Dumnezeu grijă de toată suflarea de sub soare. Dar înainte de a purta grijă de acest lucru, poartă grijă de un lucru, ca turma lui să nu fie dezbinată, răspândită, împrăștiată, înjumătățită, ciopărțită și scrijelită de toate liftele care vin să strice, să junghe și să fure. Că așa spune, furii nu vin decât să strice și să fure. Deci nu fac altceva. Trebuie când auzi de un sectar să te ferești, când auzi de un necredincios să te ferești, când auzi de un ateu să te ferești, când auzi de un păgân să te ferești. Că așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cu ei la masă să nu stai, bună ziua să nu le dai. Iar dacă îl vezi mort în șanț, ridică-l și ajută-l, cum a spus cel, cine a făcut bine. Zice, cel ce l-a pus pe Samarinianul, l-a pus pe Asin și l-a dus la o casă de oaspeți. Fă și tu la fel, ajută-l, omenește, dar când se leagă de credință, rămâi cu credința ta. Rămâi cu sfinții de la Constantin încoace și de la Hristos încoace, iar pe ei lasă-i cu sfinții lor și cu casa lor, cu borșul lor, cu pâinea lor, cu dolarii lor, cu mașinile lor, cu averile lor. Și nu uita că toate strecătoare, sau cum spunea o poezie, așa zice, învață de la toate să fii mereu în zbor, învață de la toate că totul e trecător. Nimic n-a rămas pe fața pământului să nu moară, să nu se termine și să nu se sfârșească. Și împărății, și domnii, și oameni, și averi, și bogății, gândiți-vă numai la un singur ciclu, și cu asta și închei că vă plictisiți, gândiți-vă numai la o singură rotație a lucrurilor. Din istoriile vechi ale vremii știm că oamenii au scormonit tot timpul aurul și au căutat să-l scoată la iveală la suprafața pământului. Alții s-au căznit și l-au scos, alții l-au îngropat. Alții l-au scos, alții l-au îngropat. Alții l-au scos, alții l-au îngropat. Și n-au făcut altceva decât o muncă asiduă și fără rost, din care n-a reieșit altceva decât goana după vânt. Deci a venit, ați văzut, a venit războaie. A strâns tot o grămadă, s-au făcut comori și le-a încuiat împărăția cutare. A căzut împărăția cutare, a venit dinastia cutare, a scormonit aia arheologie, le-a scos ei la suprafață. Au venit alții, le-au luat și le-au îngropat ei. Și tot așa, deci vedeți că averea nu ajută la nimic. Banul nu te poate ajuta. Citiți cartea aia frumoasă, Robinson Crusoe, e cel mai frumos pasaj. Când s-a văzut în mijlocul mării cu naufragiat pe o capă de insulă cu o ladă de bani, și la ce folosesc ăștia? Și i-a aruncat în apă. Deci semnul de șertăciune. Dar mă întreb la alt lucru, mai frumos. De ce să nu faci cum făceau în acea vreme mai de demult, iarăși așa o istorioară plăcută să vă placă la minte. Se ducea la biserica Sfântului Spiridon un negustor de fiecare dată și spunea, dă mie, zice, ceva aur, că zice, am o negustorie să o fac, ia-ți și fă. Și lua din cutia miile de la biserică, se ducea și își făcea negustoria, ducea și punea la loc. Și odată a zis, da, ce episcopul e bătrân, să nu mai pun la loc. Și ce a făcut? A luat o dată, a luat o doua oară și a treia oară. A naufragiat de fiecare dată când nu și-a pus la loc ceea ce a furat. Și a patra oară i-a spus episcopului, ce mai dăm ceva din cutie. Zice, ia de unde ai pus, de acolo. Ei, zice, dar nu mai este. Dacă nu mai este, nu-i fi pus, zice. Uite, îți mai dau eu ceva, dar s-a dus să pui la loc ce ai luat. Și când a făcut cu binecuvântare și când a făcut cu rânduială și cu socoteală, de 7 ori s-au mulțit toate și a avut de unde lua și pune și ce a luat înainte. Așa și omul, când lucrezi cu Dumnezeu și cultivi cu Dumnezeu și strângi cu Dumnezeu și te îmbogățești cu Dumnezeu, nu sărăcești niciodată. De ce? Avram și Iov și toți drepții au știut să dea și o bucată de pâine, au știut să îmbrace și un sărac, să hrănească și un flământ și le-a și rămas. Tu ajungi mare patron și îți bagi joc de subalternii tăi și le mănânci pâinea de toate zilele și le lași copiii fără o bucată de pâine sau măcar cu o chirie plătită. Și apoi vine și face pomelnic. Părinte, zice, eu sunt patronul cu tare, zice, pentru spor la bani, că toate merg în faliment. Păi de unde îți vine falimentul cu coane, dacă nu de la proștia care se roagă că tu îți bagi joc de ei și îi amăgești și îi năcăjești? Deci ai văzut de unde vine falimentul? Da, dacă tu mai dădeai de pomană încă 3 lei peste salar în plus, ăla făcea o rugăciune pentru tine, Doamne, ține-l sănătos să mai am unde lucra și mâine. Și atunci toate mergeau bine și aveai și tu și avea și el. Cine caută să înșele pe aproapele, pe el să înșală. Fiindcă a spus Scriptura, ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă, faceți voi întâi lui Dumnezeu și ceea ce vreți să vă facă oamenii vouă, faceți voi lor. Deci n-ai tu cum să mă furi și eu să te binecuvintez sau să te răsplătesc, că n-am cu ce. De aia hoție, de aia minciună, de aia vrajbă, de aia ură, de aia răzbunare, de aia crimă, de aia toate celelalte. Deci uite unde duce frica sau lipsa de frica de Dumnezeu. De aia împărații creștini au ținut o sabie în mână și una pe icoană și în biserică. Deci au stat într-un genunchi în biserică și s-au rugat, iar unul au făcut dreptate în țară. Același lucru trebuie să facem și noi. Cu mintea la servici și cu mâna la servici, dar cu gândul la Dumnezeu tot timpul. Să nu fim lipsiți de Dumnezeu nicio clipă, să nu fim lipsiți de această bogăție de credință. Cum spunea odată cineva și mi-a plăcut fraza, zice, a, și popii ăștia cu teoria lor, doar nu o să învețe pe oameni să fie răi. N-are decât cel care crede că e o teorie, când îl înveți pe un om de bine, să creadă că e teorie, dar când să hăcuiesc oamenii între ei și să bat și să omoară și să măcelăresc și n-au și nu le ajunge, lasă că e mai frumos peisajul ăla atunci. Deci în loc să fie o armonie și o pace, lasă să fie haos, că e mai frumos. Deci biserica nu vine altceva decât să tempereze, să reglementeze, vine să mântuiască, să sfințească, să curățească, să binecuvinteze și să dea izvor și de viață, și de belșug, și de toate. Pentru că Dumnezeu este izvorul tuturor bunătăților, pe care îi cheamă Constantin, nu-i felicit și nu le zic nici la mulți ani, cât le dă Dumnezeu și aia să nu fie la bufet sau cu mâncări peste măsură. Iar dacă îi cheamă Constantin, să facă faptele lui Constantin. Pe cele care le cheamă Elena, nu să scoată crucea din mormânt de la Ierusalim, ci măcar să o țină la pept și în casele lor, la mormintele strămoșilor și pe peptul fiilor lor și sara la culcare și la sculare să o aibă pe fruntea lor, pe inima lor și pe umerii lor, cum spune la Deuteronom, capitolul 11. Deci să aveți în toată vremea semnul Sfintei Cruci. Și ca mame să nașteți câte un mic Constantin care să fie de folos patriei și nu câte un Constantin Copronim, izgonitor de icoane. Amin.